Timp de o lună și 6 zile, polițiștii au desfășurat o acțiune la nivel național pentru prevenirea faptelor antisociale, asigurarea fluenței și siguranței traficului rutier pe sectoarele de drum cu trafic intens, precum și pe șoselele dinspre și către punctele de trecere a frontierei. Acțiunea a implicat mai multe structuri din cadrul poliției, de la structura de ordine publică până la aceea de acțiuni speciale. În perioada 25 iulie-31 august anul curent, la nivel național s-a desfășurat acțiunea Blocada. Acțiunea a fost dispusă de către șeful poliției române, domnul chestor general de poliție Petre Tobă. La această acțiune au participat polițiști din cadrul structurilor de ordine publică, poliție rutieră, investigații criminale, serviciilor de arme explozive și substanțe periculoase, precum și colegii de la Serviciul de Acțiuni Speciale. La nivelul județului Giurgiu, în această perioadă au fost constatate peste 200 de infracțiuni și aplicate 6700 de contravenții în valoare de 2.610.000 lei. În aceeași acțiune, polițiștii au confiscat bunuri în valoare de peste 11.000 de lei, au depistat 23 de persoane urmărite general și 2 autovehicule furate. Au fost desfășurate 341 de acțiuni punctuale, iar polițiștii giurgiuveni au constatat 201 infracțiuni, dintre care 62 de natură judiciară, 84 la regimul circulației rutiere, 33 la regimul armelor și munițiilor, restul faptelor vizând alte genuri de infracțiuni.